Bună ziua, dragii mei! Luna noiembrie ne promite o creștere bruscă a dinamicii evenimentelor și o accelerare a ritmului de lucru în comparație cu etapele anterioare. Ar trebui să ne îndreptăm eforturile pentru a ne îmbunătăți prietenia și să căutăm frumusețe în toate. Odată ce vom atinge echilibrul emoțional, ne va fi mai ușor să respirăm. Sub influența lui Marte, din când în când, ne vom putea comporta imprevizibil sau vom putea reacționa prea violent. Ar trebui să ne controlăm pentru a nu speria norocul și să mizăm pe vocea rațiunii și lupta pentru dezvoltarea spirituală pe care ne-o va oferi Neptun. La sfârșitul lunii vom fi mai optimiști. Cu această atitudine va fi mai ușor să cucerim cele mai înalte vârfuri. Ar trebui să profităm la maximum de ultima săptămână de toamnă. Dezarmonia va fi un motiv de îngrijorare. Conform prognozei astrologice pentru noiembrie 2020, la începutul lunii, când situația din toate domeniile vieții va fi precară, sănătatea și relațiile interumane vor fi atacate. Influența destructivă a planetelor va provoca conflicte interstatale și va duce la accidente provocate de om. Mijlocul lunii, potrivit predicțiilor, va fi mai liniștit. Universul ne va compensa pentru pierderile cu care a trebuit să ne confruntăm mai devreme. Acele zone ale vieții care au suferit cel mai mult în perioada de disarmonie se vor recupera încet, dar sigur. Vom putea să ajungem cu ușurință la un compromis cu colegii și cu șeful nostru la locul de muncă sau cu partenerul de acasă, dar nu trebuie relaxare totală, deoarece mijlocul calm al lunii va fi doar calmul dinaintea furtunii. Este adevărat, puterea sa destructivă va fi mai mică decât la începutul lunii noiembrie. Ar trebui să fim răbdători. În ultimele zile ale lunii noiembrie, starea lucrurilor se va stabiliza și vom avea șansa de a dedica timp dezvoltării talentelor, implementării proiectelor creative, încheierii unor acorduri importante cu partenerii și eliminarea problemelor legale. Începutul lunii, conform prognozei astrologice pentru Scorpion, va aduce probleme minore asociate cu ignorarea opiniei oamenilor influenți, cu o abordare întâmplătoare a îndeplinirii obligațiilor cuiva și gravă. În această perioadă, riscul de rănire este de asemenea ridicat, astfel încât scorpionii ar trebui să fie cât mai atenți și reținuți posibil. În noiembrie se recomandă să cauți noi surse de venit, noi modalități de dezvoltare a carierei sau să îți începi propria afacere. La începutul lunii ar trebui să programezi întâlniri cu partenerii de afaceri și să începi negocierile. În domeniul profesional, scorpionii nu au egal. Vei putea să abordezi cu pricepere provocările și să le depășești și chiar să iei noi angajamente. Vei fi sigur că vei fi remarcat de conducere pentru capacitatea de a desfășura activități profesionale. Vei avea succes dacă vei începe să controlezi situația și să îți asumi responsabilitatea. În noiembrie te vei gândi la colegii tăi. Vei dori să îți împărtășești cunoștințele și să înveți pe cineva. Datorită cunoștințelor tale, vei aduna mulți oameni și asociații asemănători. Conducerea te va pune într-o poziție bună. Un șef ca tine va fi iubit, recunoscut și lăudat. Dacă vei fi șomer, vei putea obține o slujbă bună, pur și simplu contactând prietenii. Ai mulți cunoscuți care te vor putea ajuta să obții un loc de muncă. Te vei alătura rapid echipei și te vei implica în sarcini. Într-un loc nou îți vei face prieteni și cunoștințe bune cu care vei ține legătura mulți ani. Este posibil ca acolo să vă întâlniți și jumătatea, în caz că sunteți singuri. La mijlocul lunii noiembrie nu renunțați la călătoriile de afaceri. Călătoriile de afaceri sunt mai pline de satisfacții decât ți-ai imaginat. Te vei adapta cu ușurință la condițiile în schimbare ale dezvoltării situației. Dorința ta de putere va fi mai puțin agresivă și mai discretă.
Prognoza astrologică pentru noiembrie 2020 promite un sfârșit bogat al toamnei. Vei primi multe impresii vii, emoții de neuitat, majoritatea fiind garantate de întâlniri cu personalități interesante. La orizont va exista șansa de a lansa acel proiect a cărui idee ți-a clocit în cap de mult timp. Oamenii din jurul tău vor vedea în tine un patron, un protector, un lider demn de urmat. Sprijinul maselor îți este asigurat. Situația financiară dificilă va înceta să mai fie un motiv de îngrijorare la sfârșitul lunii, când o sumă decentă va fi creditată în contul tău. Noiembrie îi promite Scorpionului o viață personală mai bună. Relațiile cu rudele vor deveni armonioase, iar acesta este meritul tău. Din când în când, o furtună va veni la tine acasă, dar vei face față acesteia. Dacă rămâi cu sânge rece, vei evita confruntarea către care te conduc alții. La începutul lunii, familia Scorpionilor va fi învăluită în idilă. Vei fi cât se poate de sincer cu soțul tău sau soția ta și foarte încrezător în copiii tăi. În schimbul relațiilor calde cu gospodăria ta, vei primi afecțiune și îngrijire. Dacă plănuiai o mutare de mult timp, acum e momentul să o faci. Norocul va fi de partea ta și îți va fi ușor să rezolvi problemele legate de lege. Cei care au fost nevoiți să se despartă pentru o perioadă scurtă de timp în noiembrie se vor reuni. La jumătatea lunii vor fi gata să facă față acelor momente controversate care s-au acumulat în timpul separărilor. Este posibil să vorbim despre bugetul general pe care Scorpionii îl completează neregulat sau în sume mici. Dacă aveți probleme cu câștigarea de bani, începeți să vă planificați cu atenție cheltuielile. Țineți evidența mișcării fiecărui bănuț. Dacă ești singur, vei putea începe o poveste de dragoste interesantă cu cineva pe care îl cunoști. Vă împinge o cauză comună în acest sens. Cum de nu v-ați observat unul pe celălalt înainte, fiind tot timpul în preajmă? Până la sfârșitul lunii, te vei simți mai puțin înclinat să ieși din casă în căutarea de noi prieteni, câțiva prieteni cu care vei putea discuta despre toate problemele urgente vor fi suficienți. Datorită poziției Soarelui și a lui Marte, nu ar trebui să vă faceți griji cu privire la sănătatea voastră în primele două decade ale lunii. Veți avea o sănătate bună și o imunitate puternică. În această perioadă puteți începe cu în siguranță să participați la fitness sau la alte activități. Prognoza astrologică vă avertizează însă asupra pericolelor consumului de alcool. Sunt posibile intoxicații și efecte secundare severe asupra ficatului. Dacă este posibil, evitați sărbătorile zgomotoase. Când beți alcool, este posibil să aveți un prejudiciu care să vă amintească de această zi pentru o lungă perioadă de timp. Merită să vă faceți griji doar din cauza riscului de a intra într-un accident de circulație. Deci, aveți grijă cum și când conduceți. La sfârșitul lunii noiembrie veți avea dureri de cap. Vina este poziția lui Uranus. Durerea este mai probabil să fie cauzată de tensiune sau de situații stresante. Trebuie să scapi de vechile probleme și de gândurile obsesive. Nu te lăsa purta de analgezice, ar trebui să cauți modalități alternative de a trata problema.